Bună seara. Bună seara și bine v-am găsit. Zici tu, Serghei, ceva? În ce zi suntem azi? Luni. Luni, 1 octombrie. Că a văzut lumea la relor cu noi, încât oamenii nu mai știu. Am intrat pe Facebook cu emisiunii pe seara cu Serghei și Mara și alaltă seară scria cineva ce că mă cheamă Vasile, nu știu cum. Faceți-mi și mie horoscopul cu... Că... Dar unde am fost noi săptămâna asta? Noi am avut luni o emisiune, doamnelor și domnilor, și după aia n-am mai avut. Și azi e tot luni și sperăm să... Azi e luni sau e marți? Azi e marți. Azi nu e mai marți. Am noțiunea timpului. Discutam cu Serghei înainte de a intra, că eu am venit puțin mai târziu decât el, despre, zic, bă, despre ce vorbim așa, ce subiecte ale zilei abordăm. Și el orice, afară de Ioana Tufaru. Nu, eu ți-am spus de ce nu sunt de acord cu subiectul, adică poți să faci... Și explicația ta, ca să, înainte să o spui tu telespectatorilor, mi se pare cea mai pertinentă din lume, cea mai logică, cea mai justificată. Deci am, ai văzut că au insistat toate televiziunile să vin la acest subiect și cu, pe mine ce m-a deranjat, ce m-a trăit, dume că să face rating, dar mă interesează. Deci una la mână, eu am fost prieten cu cunoștințe bune cu părinții ei. Și în primul rând, al doilea rând, din punctul meu de vedere, au fost niște persoane care au făcut ceva în țara asta, adică au lăsat ceva în urma lor și ea ca muzică și el ca spectacol și cu ea am fost mai apropiat o perioadă. Și în ultimul rând, e un om bolnav. Adică mi se pare, eu zic că în orice țară, dacă era acest caz în lume, ăștia plăteau mult de tot care și-au bătut joc. Adică... Da, dar știi cum e legea? E adevărat. Dar dacă nu ai un document medical care să ateste, uite-te și tu la mine în pana mea, mă, Serghei, că stai cu spatele așa și mă... Știi cum vorbim noi? De ce mă uit la tine și tu stai așa? Există, ce am înțeles, de la alte televiziuni? Da, există... la România TV au zis. Dar vii cu documentul și în momentul în care îl arăți... Dacă vii documentul să vedem clar că nu e și nu... Da, dar nu, noi nu suntem medici. Adică știi care e chestia? Că poate unii... Adică se mai profită de ea, ea face niște bănuți, să știi că mai există în continuare oameni naivi care să creadă în amărăciunea ei. Sunt de acord că faci niște bani, dar dacă ești în facultățile mentale și îți dă banul și te măscărești, e treaba ta, nu? Că mi-a luat azi interviu o revistă și mi-a... În ce limbă? În bulgărește, pentru că acum scriu în Bulgaria veche. Și m-a întrebat de ce nu vreau eu bani la emisiuni. Și am zis că nu vreau bani la emisiuni, că nu vreau să devin sclavul lor, da. Măscăriciu sau să îmi spună dezbracă-te, vin o să spun Pampers, vine să ți-o pun așa, sau cum a fost colegul nostru de branș și vin o să spun unul că te arzi în bulan. E, da, nu, și... stai puțin, că asta depinde de cât de mult întinzi tu peltea. O să știi că eu nu sunt de acord cu tine aici. Adică mie mi se pare, eu ca jurnalist, ce știu altceva nu, să fac mizin? Nu, în clipa când ești plătită, ei faci ce vrea la care te plătește. Nu e adevărat. Atunci nu te duci. Nu, dar eu nu semnez exact un contract. Exact cum la mine la un bucătărie, la bucătarul meu vine și îl plătesc să fie bucătar și ăștia nu-ți gătesc. Ție ți se pare că eu, dacă mă duc la o emisiune și iau bani, spun ce vor ăia? Nu, frate, eu sunt jurnalist, asta e profesia mea, sunt plătită să spun ceea ce cred. Dacă să vin, având, zic eu, mă rog, momentul ăsta o valoare, care mâine poate să nu mai fie sau peste un an. Dar de ce n-aș profita pecuniar de asta? Eu ca jurnalist, că eu nu știu altceva. Pentru că ei nu plătesc absolut pe nimeni care vine ca profesionist, îi păcălesc pe aia care vin să se măscărească. Asta e toată problema. Big round of applause. Că dacă faci, dacă faci o emisiune numai cu ziariști... Se plătesc ca botinii, măscăricii, violații, persoanele cu handicap grav mental, da, ca să vină să dea în stambă. Că vine unul, cum a venit Nicu, care eu am fost cu Nicu în vreo 2-3 emisiuni, s-a luat lumea de mine de ce a mers cu Nicu și ăla e Caterinca, domne, și ăla se vedeau clar că sunt regizate. Eu am spus foarte clar, alea nu sunt violate. Alea, în primul rând, că trebuie să faci un efort de voință să violezi asemenea persoane. Dar știi care e cuplul mândână a sezonului, nu? Mm. Ioana Tufar și Nicu Violatu. Ar fi de mare senzație. Adică Nicu e cu creier, Nicu își lua bani, Nicu își bătea joc de ei, bă, nu-mi dai ciul, m-am plecat. Dar ție ți-a zis că ia bani, nu? Ia povestește asta. Ei, nu vreau să vă amă, ce vrei să mă pun rău cu lumea? Nu, dar Nicu, adică Nicu exploata mai mult decât e pe Nicu, că ai văzut cum, nu-mi dai ciorbă, îmi dai sandwich și am plecat, fugeau eu, duceau restaurant pe Nicu, stătea Nicu în bășin și ciorbe și alea. Adică șmecher omul, înțelegi, dar asta săraca nu e nicio șmecheră, mă, las-o dracu de șmecherie. E o persoană bolnavă, corect. Asta nu sunt de acord. Adică hai să ne măscărim, uite, mă măscăresc cu oricine. S-a dat-o astăzi la... Eu am fost la Măruța azi. Și omul a venit, mă rog, era venit și a prezentat o casetă cu ea veche de 11 ani, în care ea povestea cum a încercat la un moment dat să devină și prostituată.
că a avut un client, un italian, care i-a dat 3 milioane pe două numere, citez, adică, vrei să... Fii atent, astăzi a venit cu niște articole din VIP, din revista VIP aia, care e cea mai veche revistă mondenă din România, de când fata avea 15 ani, deci în 1993. Titlu, bă, în 1993. Fica Andei Călugăreanu și a lui Dan Tufaru. Două puncte. Ador să fac sex, 15 ani avea. Și să consum țigări. Da, mă, eu cred că tot o învăța cineva că e greu să faci sex cu așa asemenea femeie. Nu știu, din punctul meu de vedere, ca bărbat. Că deja mai vrăjea la aia că sunt unii care le plac astea mai XXL, ca să mă pronunț așa. E adevărat, sunt oameni, dar una care poate să faci ceva, nu care o ia razna, nu? Tu o arși și începe să recite sau să spună ninge afară și îți moare mielul, nu? Adică n-ai cum ca să faci, adică eu sunt de acord, nu, că, depinde eu la sunt ce... de acord că fiecare om are preferință lui. Corect. În materie de femei. Și depinde și cum sunt oamenii. Și depinde cum sunt. Eu aveam un coleg de facultate, ca să vadă și fraierii ăștia care tot mă înjură și mă fac. Nu mai fumă telespectatorii fraieri. Păi aia care mă înjură, bă, nu pe aia care nu mă înjură. Mă lasă, intru și eu pe Facebook. Am facultate. Și mentală și facultate cu acte. Așa, aveam un coleg care era sculptură, care, bă, când vedea una în blugi și... se excita. Și grasă nebunea. Da. Dar nebunea, efectiv nebunea, nu conta. Să aibă blugi, dacă n-a fost să nu mai excita. Dacă... Să mor eu, mă! Îi dau și numele, dar acum poate o moare familie și asta. Cum pe mine, mă... Nevasta-i grasă! Nu știu cum o fi nevasta. Cum, mie nu-mi plac... alea grase. Alea grase, dar da. E felul meu, îmi plac alea slabe. Nici prea slabe, nici că sunt unii care plac slabe, slabe. Adică uite acum cum e... Bine, cum... mă, da... Deci, lasă, puse, fiecăruia are un tip de femeie care îi place, dar asta ce să-ți placă, mă, la ea? Lasă-o dracu de aici, că nu, nu. E, nu-și dă seama. Și să o pui pe aia să stea, mă, la colțuri, să spere barbizele. Tu vezi că vin, adică dacă practică, proseculcă cu tot felul de bărbați, tu ți imaginezi că o face cu dăștea, cu facultăți și... Păi nu cu facultăți, mă, dacă vine, un, metro, dacă vine un italian, o, vine un... Nu, mă refer de un italian. Un italian, dacă vine, are cel puțin o brumă de lovele, mai ales în 90 ceva. Ăla cu bruma cu 100 de euro, e piesă, nene. Cine știe ce fetișul păi și cât, păi da, asta spun, de complicat cu ea, că dacă ar fi una care ar fi expertă în chestia asta, zici că ai un fetiș, că asta, în acest domeniu, poți să zic că mă pricep. Nu că mă ardeu. Da, zic, adică am cunoscut. Tu cât ai luat cel mai mult? Eu fac din pasiune. Nu, dar e o chestie care, nu știu, pe mine, fără nici de Caterinca, adică nu am avut repulsie la niciun subiect, exact cum nu m-am dus niciodată la Nicolae și la Elena Ceaușescu în emisiuni, cum am văzut o groază de măscări nu și în de... emisiuni, să vorbești despre să vorbești despre emisiuni. Că nu puteau să mă cheme în emisiuni, că sunt mierle. Așa cum niciodată n-am vrut să... Mierle, adică decedați pentru adică decedați în termeni, în termeni făcuri. Nu termen. Mă, dar niciodată nu poți să mergi pentru că poți să îl măscărești cum vrei tu, că nu poți să-ți dea replică. Corect. Despre un om mort se poți spune... Și cum e, iar un om de la capăt. Am văzut atâția oameni care au venit și au mințit de sna, că aș avea un euro de mincinoși, mai ales Mădălin Voicu, ăsta, Sergiu Nicolescu și alții și alții, mai vreau să intru în polemică cu niciunul, că vreau să mă potoresc cu polemice cu ei, care îți dai seama, dar aș fi bogat mai cât mintește și care niște oameni care lumea îi crede. Înțelegi? Nu știu dacă e bine cum procedezi tu totuși, să nu, nu că, adică bă, să, să nu spui și partea ta de adevăr, mers, știi? Eu am spus că partea mea noi de adevăr, dar nu pot să merg cu... Bă, da, mă, eu am spus și am spus partea mea de adevăr, dar am spus cât am știut eu. Nu pot să mă duc la emisiune să mă întrebe la... Ce făcea Nicolae Ceaușescu în agricultură? Păi eu aveam treabă cu agricultura. Păi poate dacă Mădălin Voicu poate știe mai mult. Dacă avea șturetele în cur, de unde se știe mai mult? Alo, n-am nimic. Băi, avea alo. Anus. Anus. Anus captivus. Ce se știe, mă? Uite acum, de ăla exemplu... Ăla e penis captivus. Anus captivus are el. Hai să faci tu. Să facă el și cu neamul lui. În afară de fisul la care tot fără blesteme, te rog eu. Dar nu-s blesteme, astea sunt urări de bine. Uite cum acum m-am dus la Orșova și... Zi-mă o rimă. Orșova? Mânca mea inima. Splina. Eu n-am. Vezi că așa și am mers la... Am trecut până Căsconice și am... Să trăiești? Să trăiești. Și am mers la casă, la Nicolae Ceaușescu. Erau mai multe mașini. Hai să văd acolo ce au făcut. Ea, în fine. E căsuța aia cu două camere care nu, ăștia nici n-au... Acești bagabonți de actuali conducători, dar acum nici n-au curat să o dea pentru că i-ar linșea lumea, mă.
în ce condiții a trăit ăla și cât de simplu a fost față de... Păi ce bă, ăla nu e nici coșul de la casa lui Videanu, de la Znagov. N-a nimic cu Videanu, mi-e simpatic să moară mama în pedeapsă. Bă, dar nici coșul nu e, două cămăruțe și nu arată nimeni. Și legat acolo, în filme, are o statuie, m-a recunoscut preotul de acolo, m-a dus sus, am văzut bisericuța aia micuță unde e pictată Anduța și astea. După aia am fost în Orșovanene, este incredibil ce au făcut ăștia, bă, niște bestii umane, bă, niște, bă, sunteți fraier, bă, rău de tot că stați în case, bă, să n-am parte, bă. Tot era acolo, bă. Da, erau, vizita lumea? Adică da, a avut să vină, dar după aia n-am mai fost acceptat între ei, familia. În fine, doar mai, nu asta este important. Bă, era hotelul ăla care era pe, mar, pe malul Dunării, pe insulă, un restaurant. În super, Orșova, zici tu, nu? Totul vandalizat, mă. De ce le-au cumpărat și le-au stat în calul ăsta? Eu nu înțeleg că să cumpere un hotel care e nou și asta și să spar geamurile, să furt tâmplărie, să furt odinile, să-l anunce așa în mijlocul orașului. Când ai zis furma, am înțeles altceva. Dar nu, eu nu găsesc logica, mă. Bă, uite, noi guvernanți acum, bă, dacă vezi Herculane, te împuși, mă. E Mad Max. Bă, acum dacă aș ajunge ministru știu, acum, eu am fost, și aș lua asta, spune, da. Cine l-a luat, știi, mă? Cine? Păi spun eu. Andraș. Bă, nu, Armaș, chiar, pardon. Bă, nu mă interesează, nu mă iau de o persoană. Păi bă, ăla ce a cumpărat tot. Dă-l mâna apoi, cine ți l-a dat? Treci la pârnaie, mă. Ăla a cumpărat tot aia. A, mă, nu se poate, bă, o bătaie. Și acolo sunt vestigii romane, e superb, deci acolo o bătaie putea, de joc, da, nu se poate așa ceva. Și la noi, la televiziune, mă uitam azi cu câtă, bă, ce țară de vagabos sunteți. S-au implicat serviciile secrete dacă a condus Răducu Mazăre sau n-a condus Răducu Mazăre. Bă, ăștia au furat toată țara, bă, implicați-vă aici. Nu dacă au condus, că ce-i faci, bă, e carnetul și... Liviu Guț. Mare șmecherie, să ne apuci de... Liviu Guță ți-a făcut o rimă, Serghei, am uitat să-mi dau telefonul încet, a zis să ne apuci de creier. Suntem în emisiune, Liviu. Vezi că iar se supără. Se supără cu conducerea pe mine că ți-a răspuns. Te sun pe pauză, te iubim. Hai, vino încoa, pa. A, stai că nu mai stăm, nu mai avem adresa aia. Bravo, I love you very much. I love you, I need you, I sick. I need you, I sick, tir, pa. A zis Serghei. Hai, pa, pa. Pa. Mi-a zis și el de dulce. Da, mă, și mă gândeam acum, asta e problema României. Bun, dacă a condus Răducu Mazăre, ce-i face? Ia carnetul două luni. Dacă n-a condus, nu ia, i-a luat alt. Dacă s-au schimbat între ei. Și să mari șmecherie. N-au făcut accident. Te referi la făcut... 170 sau da, n-au făcut crimă, n-au făcut nimic. Deci dacă îi găsește serviciile noastre care îi se găsesc, ocupă de acest caz, facultate. Nu contează de asta. Îl găsesc pe la ce face. Ia carnetul și... Te... Mare anchetă, mare știre. Avem camere și aparate performante. Vom developa filmul. Developați-a și mie puțin filmul. Și vedeți. Bă, dar rămâi tâmpit ce se întâmplă, bă, și alții au furat-o. Bă, să mor, am venit atât de nervos. Dar asta nu înseamnă că dacă a condus cu viteză nu trebuie să plătească. Dar nu bă, cu tam-tam-ul. Bă, dar plătește unul dintre ei, dar nu da, atât de da. Mare tam-tam-ul. Nu cu tam-tam-ul. Nu cu serviciile secrete. Bă, nu m-ai prins pe mine, l-ai prins pe Gheorghe la volan. E carnetul ăla. Bine, eu mă îndoiesc că serviciile secrete se ocupă cu prinderea lui. Păi asta zic și eu. Nu-l prinde pe o hai să mi sam. Nu, îl ajută să pleacă pe o hai sam. Și îl prinde pe Răducu care a condus. Despre ce crezi că vorbea prietenul Turcescu? Prietenul Turcescu astă seară mi-a scris ceva pe Facebook mai devreme. Eu sunt prieten cu Turcescu. Și eu am fost colegă de facultate cu Turcescu. Ce crezi că vorbea el în frumoasa emisiune politică? Despre Capatos, Gherghe, Măruță, toți invitații de pe canapeaua lui Măruță, m-am simțit. Sunt acolo pentru publicitate și mă întrebam, zic, bă, mai face show politic? Adică au ajuns și ăștia care chiar fac emisiuni politice să vorbească despre Ioana Tufar și ce a făcut și cum pentru a făcut. Pentru că știi ce se întâmplă? Asta vinde mai mult? Vinde, nu stâmpită. Pun o întrebare de idiot așa. Da, eu mi-am dat seama că o e păcărare, dar n-am ce să spun. Da, e, bă, asta este țara, dar ce mă rămâi tâmpii, bă, să n-apărat? Au distrus ăștia absolut tot, 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 tot. Bă, tăi, să iei o stațiune care rupea în două și cu niște... o perlă cu... Erau hotelurile care plecau din munte, doi gemeni așa rotunde, frumoase, bă, toate vandalizate, fără un geam, fără nimic. Dar de ce să lei să-l spargi, eu nu înțeleg. De ce să nu lei să-l faci, să-i dai drumul? Aici e enigma mea. Întreabă cineva pe Facebook, când mai vine domnul Romeo?
Când vrem noi. O când vrem mușchii noștri. O să mai vină. Domnul Romeo poate ne-ar adică face plăcerea că... să vină și definitiv. Domnul Romeo n-are oameni de mijloc. Vorbim despre domnul Romeo fantastic.